Temei pentru reținerea acestor persoane a servit materialele cauzei penale, pe care urmărirea penală a fost pornită în ziua de 2 august 2016, în baza articolului 329, alineat 2, litera B, pe faptul neglijenței în serviciu, adică îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, ce a cauzat urmări grave. În ce constă fapta care, pentru care sunt bănuite persoanele respective? Fiind în subdiviziunea Băncii Naționale a Moldovei, fiind responsabil de domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, contrar prevederilor articolului 10 din legea privind prevenirea și combaterea spălării banilor, care presupune că Banca Națională a Moldovei, care este entitate de supraveghere, este obligată să întreprindă măsuri pentru a identifica posibile acțiuni de spălare a banilor, pentru a raporta situații suspecte în circumstanțele în care o instituție financiară nu întreprinde măsuri pentru prevenirea și combaterea spălării banilor în conformitate cu prevederile legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Au admis sau nu au întreprins acțiuni în conformitate cu legea respectivă vis-a-vis de instituția financiară Moldova Moldincombank, care a permis să aibă loc tranzacții suspecte în peste 20 miliarde dolari SUA. Este vorba de spălare de bani prin, care au trecut prin tranzit în conturi corespondente deschise în Moldincombank de către bănci din Federația Rusă și care au fost posibil a fi încasate datorită îndeplinirii necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu.